Vă spun bună seara. Eu sunt Ana Olimpia și am avut plăcerea să o descoper vara trecută pe Ana Maria Testa, deoarece mă tot învârt în cercul meu de prieteni, se găsesc creativ, mai mult sau mai puțin creativ. Da. Ok. Ana Olimpia, adică de autor de cele descoperiri la Nelson Cerchio di Amici, dovesi trovano tante persone creative, però lei pensa che sia la persona più creativa del suo cerchio, quindi un complimento per lei. E speriamo di avere il piacere di trovarla anche fisicamente qua nel prossimo futuro. Penso che hai capito male, perché io fisicamente solo in questo momento conosco Anna Maria. No, spero di averla qua nel prossimo futuro anche fisicamente. Ho capito benissimo. Ti faccio una panoramica della sala in tal modo di vedere gli ospiti che sono qui. Ecco qua. Riesci a vedere? Buonasera. Sì, certo, buonasera a tutti. Buonasera. Come sappiamo, la tema di questa serata è la creatività e la mente creativa. Dai. Așa cum știm, tema din seara asta este creativitatea. Și mintea creativă. Și mintea creativă. Ana Maria este publicist, este expert în comunicare și creativitate. Conduce o societate care se numește Proiecte Noi și are un sit extrem de bogat, peste 500 de articole numai despre creativitate și comunicare, care se numește Nuovo e Utile. Da. Allora, cerco di riassumere perché Ana Olimpia parla troppo. Quindi Ana Maria è una pubblicista, giusto? Pubblicitaria. Professoressa universitaria e ha pure dirige una compagnia molto grossa ed ha pure un sito che si chiama Nuovo e Utile. Nuovo e Utile. Nuovo e Utile. Perfetto. È d'accordo, giusto? Direi di cominciare con la domanda: come hai iniziato a preoccuparti di creatività? Come ho cominciato a occuparmi di creatività? Sì, di studiare questo proprio affascinante mondo. Io ho lavorato con la creatività per molti, molti anni, facendo pubblicità e scrivendo. Deci, pentru mulți ani, în primul rând, Ana Maria a întrebat cum s-a apropiat de creativitate și cum a descoperit creativitatea. Doamna Ana Maria, doamna Ana Maria spune că s-a apropiat de creativitate prin intermediul publicității. Ecco, nel 1996, l'Università di Roma mi ha chiesto di andare a insegnare. Nel 1996, l'Università di Roma mi ha chiesto di andare a prendere. Per insegnare non basta la pratica, bisogna anche dare un quadro teorico. Per poter prendere non c'è bisogno mai di pratica, abbiamo bisogno anche di un quadro teorico. Quindi ho fatto un percorso contrario di quello che si fa di solito. Di solito prima si studiano le teorie e poi le si in pratica. Deci dânsa a făcut un fel de parcurs invers, pe dos, pentru că de obicei prima se studia teoria, e poi? În
E poi si mette in pratica. Ok, dânsa a fost exact invers, să nu o să studieze întâi teoria și să pună în practică, întâi a studiat practica și apoi teoria. Ecco, io faccio il contrario, sono partita dalle pratiche e poi le ho confrontate con le teorie. Questo permette di avere una visione più concreta, più approfondita anche delle teorie. Ok, deci dânsa a plecat de la practici și le-a confruntat cu teoria și acest lucru i-a dat posibilitatea de a avea o viziune mai completă asupra teoriei. Ok? Sì, l'altra cosa importante è che siccome mi occupo di comunicazione, mi sono preoccupata di comunicare bene anche insegnando. Ok, un alt lucru important este faptul că, din cauza faptului că se ocupă de comunicare, a încercat să fie un bun comunicator, învățând. Credo che il modo in cui si insegna è tanto importante quanto le cose che si insegnano. Deci modul în care se predă este la fel important ca și lucrurile care se predau. Quindi, quando ho cominciato a insegnare, oltre a cercare le teorie, ho anche cercato i modi migliori per renderle comprensibili, per trasmetterle. Iar în momentul în care am încercat să... Quando ho cominciato a insegnare, momento in cui ho iniziato a predare, non ho solo cercato le teorie, non ho cercato la teoria, ma ho cercato anche i modi migliori, ci sono modalità cele mai bune, per farle capire ai miei studenti, per farle facere conoscute e intese ai studenti. E questo è come è cominciato tutto. Mi sono accorta che non c'erano dei libri corrispondenti alle cose che dicevo nel mio corso. Ci ha dato seama che non esistavano cărți care să fie să corespundă cu ceea ce dânsa spunea în cursul dânsei. E allora ne ho scritto una. Și atunci a scris unul singur. E poi un altro e poi un altro ancora. Și apoi alta, și încă una. Così è cominciato tutto. Așa a început totul. Quale sarebbe la sorpresa più grande che hai incontrato in tutto questo percorso da più di 30 anni? Più di 40. Più di 40, e care a fost cea mai mare sorpresă pe care a întâlnit-o în timpul acestor 40 de ani de activitate? La sorpresa più grande è la qualità stessa del lavoro. Nessun lavoro è uguale a un altro. Sorpresa cea mai mare este calitatea însăși a muncii, pentru că nicio muncă, nicio lucrare nu este asemănătoare de unei alte lucrări. Nessun problema è uguale a un altro. Nicio problemă nu este la fel cu altă problemă. La capacità vera non è tanto risolvere i problemi, viene prima ancora. Adevărata capacitate și abilitate nu este aceea de a rezolva problemele, ea vine mult mai înainte. E consiste nel capire come è fatto il problema. Și constă în a înțelege din ce ai. Quando si capisce bene come è fatto il problema, risolverlo diventa più facile. Când se înțelege foarte bine problema, putem să o rezolvăm într-un mod mai ușor. Spesso un cliente arriva con un problema e lo spiega a modo suo. De multe ori un client vine cu o problemă și o explică în felul său. Quello che facciamo noi è prendere dei
dei dati, delle informazioni, ragionare e capire se il problema è proprio così o magari è qualcosa di diverso. Ceea ce facem noi este culegerea de informații și încercarea de a înțelege dacă această problemă este într-adevăr așa cum este redată de client. Il processo creativo. Procesul creativ. Si svolge in quattro fasi. Se desfășoară în patru faze. La prima è la preparazione. Prima fase este pregătirea. La seconda è l'incubazione, ragionarci sopra. A doua fază este incubația sau a gândi asupra problemei. La terza fase è dura solo un momento, l'insight, l'illuminazione creativa. A treia fază durează doar o secundă și reprezintă iluminarea. Insight-ul. E la quarta fase è le verifiche e le messe a punto. Iar faza a patra reprezintă verificările și punerea la punct a tuturor detaliilor. L'errore tipico dei dilettanti. Eroarea tipică a dilettanților, a amatorilor. È saltare la prima fase e cominciare subito a ragionare sul problema senza aver preso dati sufficienti. Este aceea de a sări prima fază și de a trece direct la incubație, adică la cercetarea problemei, fără ca să fi fost culese înainte toate datele problemei. C'è troppo entusiasmo nel trovare la soluzione senza fare la fatica di capire se abbiamo capito qual è la soluzione giusta. Se face prea multă, cu prea multă grabă se încearcă a se ajunge la o soluție fără a înțelege dacă într-adevăr acea soluție este cea mai bună. Di solito una persona esperta. De obicei un expert ci mette più tempo per cominciare. Are nevoie de mai mult timp pentru a începe e prepararsi și pentru a se pregăti. E poi arriva prima perché capisce meglio quale strada prendere. Și de obicei ajunge la soluție mai repede pentru că înțelege mai bine pe ce drum trebuie să o ia, în ce mod să analizeze problema. Un altro errore che fanno i principianti. O altă eroare a începătorilor è trascurare l'ultima fase, quella delle verifiche. Este aceea de a omite ultima fază, și anume aceea a verificărilor. Le verifiche sono di due tipi. Verificările sunt de două feluri, de două tipuri. Da una parte bisogna controllare che l'idea che abbiamo avuto sia davvero giusta. Pe de o parte trebuie să controlăm faptul că ideea pe care am avut-o este aceea corectă. Dall'altra dobbiamo mettere a posto tutti i dettagli. Pe de altă parte trebuie să punem la punct toate detaliile. Ecco, spesso le persone che cominciano sono così entusiaste della loro idea. De obicei, persoanele care încep acest parcurs sunt atât de entuziaste în ceea ce privește ideile lor. Che la presentano subito senza controllare e senza metterla a posto in tutti i dettagli. Încât încep să prezinte aceste idei fără să le controleze și fără să pună la punct toate detaliile. Questo rende l'idea più debole, anche se è una buona idea. În felul acesta, ideea devine mai slabă, mai puțin importantă, chiar dacă este o idee bună. Quindi, se posso dare un consiglio, partite piano. Deci, dacă pot să vă dau un sfat, este acela de a începe încet. Mettete in ordine tutte le informazioni. Puneți în ordine toate informațiile. Poi ragionateci sopra.
Apoi gândiți-vă la aceste informații. Prima o poi una buona soluzione arriverà. Mai devreme sau mai târziu, o soluție bună va veni. Ma quando è arrivata, non accontentatevi. Dar atunci când această soluție ajunge la voi, nu vă mulțumiți cu ea. Mettetela a posto come meglio potete. Puneți-o în cea mai bună formă posibilă. Mettetela a posto al vostro meglio. Solo così la vostra idea ha più possibilità di essere capita e accettata. Personalizați-o cât mai bine, în așa fel încât această idee să fie cât mai bine înțeleasă și acceptată. Ecco. Grazie. Ceea ce ai spus...